Ucraina a suferit cel mai masiv atac asupra sectorului energetic de la începutul războiului. Vineri dimineață, 151 de drone și rachete balistice de croazieră lansate de Rusia au survolat spațiul aerian al țării și au bombardat obiecte de infrastructură în cel puțin 6 regiuni. Peste 150 de instalații din întreaga țară au fost avariate. Cel mai mult a avut de suferit orașul Harkov, care a rămas în totalitate fără energie electrică. A fost avariată și cea mai mare hidrocentrală din țară, amplasată în Zaporojie. În aceeași zi, Kremlinul a declarat pentru prima dată că se află în război cu Ucraina și a spus că atacul este o răzbunare pentru bombardarea teritoriului rusesc. Hidrocentrala a fost lovită de 8 rachete. În urma exploziilor a fost provocată o scurgere pe scară largă de produse petroliere în râul Nipru. Activitatea hidrocentralei a fost suspendată, iar prejudiciile sunt în curs de evaluare. Armata rusă a recunoscut că atacul masiv a vizat direct structurile energetice ale Ucrainei. 16 по 22 martie, в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов, вооруженными силами нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», ракетными комплексами и беспилотными летательными аппаратами. Forțele aeriene din Ucraina au anunțat că au putut dobori majoritatea dronelor și doar jumătate dintre cele 88 de rachete lansate de ruși. Cel puțin 5 persoane au fost ucise, 2 în regiunea vestică Hmelnițk și 3 în Zaporojie. Tactica perejii, nicomu vragu ne pojelaeș. Eta bila ne... Nu, jak? Ja z 12 noci ne spliu. Ну а тоді от, тільки задрімала, тоді як бабак на раз, потім втере, а тоді у нас все летить, все, то ми в шокі, дуже швидко це все так случилося, самі ж знаєте як. І хорошо, що ми ще живі осталися. Коридор вийшов покурити, на роботу збрався, і мене ото іскри такі, мене викинуло з дверями аж куди, да. Прихожу. Doar asupra orașului Harkov au fost trase peste 20 de rachete. Primarul orașului a spus că este cel mai masiv atac de la începutul războiului. Не працює вода та теплопостачання. Зупинився електричний транспорт. Водоканал поки що буде подавати воду з мінімальним тиском. Опалення. Ситуація вкрай складна. Зараз тепло подається лише 40 тисячам абонентів. Pe internet a fost publicat momentul când salvatorii au reușit într-un final să scoată de sub dărâmături o fată de 21 de ani cu care au întreținut conexiunea telefonică timp de aproape 2 ore. Președintele Ucrainei a reamintit că un sprijin mai mare din partea partenerilor ar fi putut apăra țara de astfel de atacuri. Rachetele rusești nu au întârzieri precum pachetele de ajutor pentru țara noastră. Șahedele nu sunt la fel de indecise ca unii politicieni. Este important să înțelegem costul întârzierilor și al deciziilor amânate. Sistemele Patriot sunt destinate protejării orașelor Harkov și Zaporojie. Partenerii știu exact de ce este nevoie. Avem nevoie de aceste decizii. Viața trebuie să fie protejată de acești neoameni de la Moscova, a scris Volodymyr Zelensky pe Telegram. Președintele Republicii Moldova a condamnat atacul și a îndemnat ca Ucraina să fie susținută. Agresivitatea lor nu cunoaște limite. Ucraina trebuie să primească tot ceea de ce are nevoie pentru a putea rezista invaziei și pentru a apăra pacea în Europa, a scris Maia Sandu pe rețeaua X. Rusia își continuă atacurile brutale împotriva populației Ucrainei prin bombardarea peste noapte cu drone și rachete a infrastructurilor energetice, ucigând și rănind 10 de persoane, punând în pericol siguranța centralei nucleare din Zaporojie. Acest lucru trebuie încetat. Toți cei responsabili vor fi trași la răspundere, a scris și șeful diplomației Uniunii Europene, Josep Borrell. Tot vineri, purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, i-au scăpat vorbe pentru care cetățenii Rusiei au fost amendați în baza articolului privind discreditarea armatei. Acesta a declarat pentru publicația Argumente și Fapte că așa-numita operațiune specială din Ucraina s-a transformat în război. Ne aflăm în stare de război. Da, a început ca o operațiune militară specială, dar de îndată ce s-a format acest grup, când Occidentul colectiv a devenit participant la aceasta de partea Ucrainei, a devenit un război pentru noi, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului.
La scurt timp, Peskov s-a grăbit să explice că ofensiva în Ucraina juridic este încă o operațiune militară specială. Expresia operațiune militară specială a fost folosită prima oară de Vladimir Putin în 24 februarie 2022, când Rusia a atacat Ucraina. Termenul război a fost evitat până acum de oficialii ruși și inclusiv de presa de stat din Rusia.